La numai o lună de la inaugurarea podului suspendat de la Brăila apar probleme grave în asfalt. Șoferii spun că au apărut denivelări mari, iar unii chiar s-au temut că se vor răsturna. Ministrul Transporturilor a declarat că lucrarea este în garanție și că problema va fi remediată de constructor. Dezbatem acest subiect cu colegul meu Ștefan Etveș, realizator Drumurile Noastre. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Sărmâinile, bună dimineața! Pe lângă, iată ceea ce spune ministrul transporturilor, trebuie să vedem și ce spune Cristian Pistol, cum că aceste denivelări ar fi fost cauzate, între altele, de mașinile de mare tonaj care nu au respectat acele restricții pe timp de caniculă. Cine ar fi trebuit, iată, să verifice acele mașini? Cine e de vină? Luiza, vorbim despre podul suspendat de la Brăila, cea mai impunătoare construcție rutieră a României din acest moment. Practic pe 6 iulie ne aducem aminte cu toții, a fost o zi istorică pentru România. Țin minte, joi 6 iulie a fost președintele României, premierul, fostul premier, a fost un alai întreg, lipsea patriarhul României de la inaugurarea acestui pod. Practic, este cel mai mare pod construit vreodată în România. Eu stau și mă întreb, după nici o lună, în acest timp de cod de caniculă roșu, portocaliu, cum s-o numi el, acesta este singurul pod unde ar trebui să se respecte tonajul? Adică este singurul pod pe unde au trecut mașini? Este singurul pod unde au apărut aceste probleme? Stau și mă întreb încă un lucru foarte important în contextul în care acest pod sare de 500 de milioane de euro. Acest pod se duce spre 600-700 de milioane de euro. Stau și mă întreb, au fost făcute teste? Există teste de rezistență? Și dacă da, domnul Pistol, care ne spune legat de respectarea tonajelor pe coduri de roșu, portocaliu, negru, verde, cum l-o vedea dânsul, face publice aceste teste? Îl întrebăm public acest lucru. Da. Și de unde a scos dânsul această concluzie? Există vreo analiză în acest sens? Și te mai întreb un lucru. În Africa se fac poduri? Știi, există un continent unde e tot timpul cald, 40 de grade, adică ar trebui să nu se mai facă poduri. Eu îi propun domnului Pistol pe podul de la Brăila să circule doar biciclete. Corect. Sunt șanse să se întâmple acest lucru? Pe de altă parte, spune ministrul transporturilor că podul este în garanție, deci da, ne încălzește foarte tare acest lucru și că situația se va remedia. Iar șantier, iar lucrări, iar săptămâni, luni probabil va dura acest lucru. Și ce se întâmplă în această perioadă, nu? Că este afectată zona respectivă. Construcția acestui pod și a lucrărilor de infrastructură adiacente durează încă aproximativ 2 ani, să știți. Să nu-și imagineze lumea că a trecut președintele Iohannis în afară de Patriarhul României și toată lumea și gata, podul e finalizat. Exclus. Încă sunt lucrări un an și ceva, poate vara viitoare s-ar termina aceste lucrări. Doi la mână, cu ce ne încălzește că există garanție? Pe garanție există, doamnă, și pe lotul 1 Sebeștur, da? Care se surpă la 5-6 luni și ne spune Geneiru că acolo repară Pizzarotti. Pe Pizzarotti tocmai a depus o factură la Geneiru în valoare de 10 milioane de lei pentru acel lot de autostradă. Doamne ferește să ni se explice faptul că există această garanție și că acest constructor va remedia pe banii lui această defecțiune a lucrării până la urmă. Despre ce vorbim? Cum să dai vina pe firma X că în loc de 7,5 tone de pământ sau ce a transportat pe acel pod a încărcat cu 8 tone? Și mai mult decât atât, intră pe fir ISCTR-ul. Știți, ISCTR-ul este acea poliție a transporturilor rutiere din România, îi vedeți pe toate șoselele din România, întind mâna sus și opresc tiruri, camioane, să le verifice tonajul și așa mai departe.
credeți că și ei de acum o să pună o mașină inscripere și se uită colegul de la inscripere, inspectorul, și dacă îi se pare lui că acel camion are mai mult de 7,5 tone, o să-l oprească, îl cântărește, evident. Da, corect. Ridica acest camion, trebuie să duci un cântar la podul de la Brăila, doamnă. Trebuie să duci două cântare. Unul în sensul spre Brăila și unul în sensul spre Tulcea. Deci două cântare, 2, 3, 4 inspectori, etc., care să verifice, vezi, doamne, camioanele care au stricat podul de la Brăila. Asta este o minciună grosolană. O să facem o interpelare Ministerului Transportului, CNI-ului, legat de ceea ce s-a întâmplat, să ni se spună foarte clar de ce au apărut denivelările, ce trebuie făcut și unde se va ajunge. Și să se facă publice testele, Luiza. Asta e cel mai important în contextul în care din banii tăi, din banii mei, din banii tuturor românilor s-a construit acel pod. Și după 30 de zile s-a defectat podul. Ce urmează? Da. Da, așa este. Și se pare că, iată, numai la noi nu se întâmplă astfel de lucruri, pentru că, așa cum spuneai și tu, poduri se construiesc peste tot, dar la noi întotdeauna trebuie să apară câte o astfel de problemă pe care o reparăm noi ulterior. Nu se pot face lucrurile cum trebuie din prima. Nu se poate așa ceva. Pașca, podul a avut întârzieri când a fost dat în trafic cu întârzieri mari, să spun așa. Pașca, că în momentul de față se chinuie constructorul să dea jos acele macarale de pe acei piloni, de pe malurile Dunării, și mai mult decât atât, încă o dată, sunt mii de poduri în România. Mii de poduri, pe cod de roșu, cod caniculă, poduri, pasaje, podese și așa mai departe. Exact pe podul de la Brăila, domnul Pistol ne minte la propriu, să știți că ne minte domnul Pistol, spunându-ne că mașinile grele au defectat podul. Păi din ce-i podul ăla, doamnă? Din plastilină? Exact. Din ce-i podul ăla construit? Explicați-mi și mie, că nu mai înțeleg. S-au mai construit poduri în România, doamnă? Cam scumpă plastilina de data asta. Doamnă, plastilina asta ne costă 600-700 de milioane de euro. Procurorii DNA dorm. Eu înțeleg că e sâmbătă dimineață. Eu înțeleg că România s-a închis până miercuri. Suntem toți în concedii, suntem toți la mare, la munte, la grătare, la ce vreți asta. Dar nu se poate ieri, înainte să închidă România, ministrul Grindeanu și ceilalți, să ne spună, cel mai probabil zâmbind, faptul că, da, există denivelări, constructorul își asumă denivelările, mai pun o stradă de asfalt și mergem mai departe. Nu se poate așa ceva. Există cestrin. Cestrinul a trebuit să intervină, dar cestrinul nu a fost lăsat să se apropie de această lucrare. Cestrinul a trebuit să intervină, să analizeze, să vadă cum a fost efectuată lucrarea. Deci verifică calitatea materialelor de construcții, calitatea asfaltului și o mai departe. Din informațiile noastre, nu cei de la Cestrin au făcut aceste teste. Alți băieți, să spunem așa, au făcut aceste teste de rezistență, în ghilimele, doamnă. De asta se închide podul noaptea, de asta există restricții de trafic, pentru că au fost probleme legate de teste, doamnă. Și dânșile țin ascunse, doamnă. Vorbim de banii românilor, vorbim de faptul că niciun procuror, nimeni nu se sesizează, nimeni nu verifică calitatea lucrărilor de sute de milioane de euro. Vorbim de infrastructura strategică din România.